Administrația și sindicatele din cadrul Complexului Energetic Oltenia vor semna mâine actul adițional pentru acordarea cotei de cărbune către angajați. Conform datelor, 30% dintre salariații companiei doresc acordarea acestui drept în natură, cantitatea fiind de 10 tone de fiecare salariat. Prin vicepreședintele Federației Univers, Adrian Marciuc, susține că ministrul energiei ar trebui să convoace directoratul CEO, deoarece membrii acestuia nu conștientizează și nu își asumă responsabilitatea funcțiilor pe care le dețin. Marciuc spune că în ședința de ieri s-au semnat deciziile de angajare a unui număr de 6 persoane pentru a fi deblocată cariera Gilles Sud, însă cel care s-a opus a fost directorul Ovidiu Bălăcescu. Eu am participat ieri la ședința de directorat în care cu chiu, cu vai au fost aprobate vreo 6 angajări pentru deblocarea carierei Gilles Sud. Domnul Bălăcescu, vreți să vă spun pe nume, dacă vreți vă spun, domnul Bălăcescu nu votează nimica, nu a votat o angajare, nu a votat nimica. Este, nu mi se pare corect acest lucru, să stai pe acel scaun în care trebuie să fii un om de decizie pentru viitorul, 15.000 de salariați se uită la directorat, cum face... cum directoratul conduce această companie. Liderul de sindicat consideră că atitudinea lui Bălăcescu este una greșită, nedorind să-și asume responsabilitatea angajărilor. Drept urmare, Marciuc face apel la ministrul energiei să ia atitudine în privința membrilor directoratului. Eu i-am adus la cunoștință domnului Borc că trebuie să, ministerul energiei, trebuie să cheme directoratul la București și să-l conștientizeze că trebuie să lucreze acest directorat, că la cei bani care se iau, trebuie să-i meriți să faci parte din directorat. La discuțiile avute cu vicepremierul Costin Borc, tocmai deblocarea fronturilor de lucru de la cele două cariere, Gilles Sud și Roșia, a fost principala plângere a sindicatelor. Ovidiu Bălăcescu nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere.